Bună ziua, mă numesc Băldescu Igor, sunt instructor de șoferie la școala Auto Masterclass. Astăzi vom discuta despre mersul cu spatele sau marș arier. Gramatical vorbind, aceste expresii sunt corecte, însă în Republica Moldova este mai des întrebuiințată expresia de mersul cu spatele, pe care o găsim și în regulamentul circulației rutiere. Expresia din limba franceză marș arier este o expresie întâlnită mai rar, însă putem întâlni și expresia de mersul înapoi. Mersul cu spatele este o manevră importantă pe care trebuie să o poată îndeplini fiecare șofer. Din data de 10 mai 2022, la examenul practic de obținere a permisului de conducere, mersul cu spatele este o manevră obligatorie pe care trebuie să o poată îndeplini fiecare candidat. Mersul cu spatele este o manevră specială și nemenținerea benzii de deplasare în marș arier pe o distanță de circa 20 de metri se penalizează cu 5 puncte de penalizare. Regulamentul circulației rutiere stabilește niște reguli referitoare la mersul cu spatele sau mersul înapoi. Este interzis să mergem cu spatele la trecerile pentru pietoni, în tuneluri, pe poduri, viaducte, rampe și sub acestea, la trecerile la nivel cu calea ferată și la o distanță mai mică de 50 de metri de la acestea. În locurile în care vizibilitatea drumului este mai mică de 100 de metri, cel puțin dintr-o direcție, dacă conducătorul vehiculului nu este ajutat de o altă persoană aflată în afara vehiculului. În locurile de dislocare a stațiilor vehiculelor de rută și în intersecții. De regulă, mersul cu spatele se va face pe drumurile cu dublu sens. Apropo, dacă examinatorul va solicita să faceți manevra de mers cu spatele pe drumul cu sens unic, trebuie să știm că se poate face acest lucru fiind regulamentar. Trebuie să mai precizăm că pentru mersul înapoi, regulamentul permite să nu avem cuplată centura de siguranță sau să o dăm jos. Asta presupune că pentru autoturisme, mersul cu spatele ar putea impune schimbarea poziției la volan sau s-ar putea realiza doar prin intermediul oglinzilor. Așadar, înainte de a merge cu spatele, conducătorul vehiculului poate să înceapă manevra numai după ce s-a asigurat că o poate face fără a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilalți participanți la trafic. O să vă prezentăm ambele variante, iar voi o să alegeți varianta care vi se potrivește. Fie mersul cu spatele cu orientare în oglinzi, fie prin întoarcerea corpului și privirea în spate prin lunetă. Pentru a începe mersul cu spatele, vom include la cutie de viteză marș arierul și ne întoarcem total spre spate, mâna stângă prinde volanul de sus, dacă ar fi să-l asemănăm cu cadranul unui ceas, în jurul orei 12, iar mâna dreaptă sprijinind-o pe scaunul pasagerului din dreapta ca să îi permită conducătorului auto să aibă o vizibilitate cât mai bună în lunetă sau în geamul din spate. Manevra nu trebuie făcută cu viteză mare, ne putem asigura treptat și în oglindă. O altă variantă este mersul cu spatele cu orientare prin oglinzi. Această metodă o considerăm mai accesibilă, dar deja depinde de fiecare conducător. Pentru a face manevra corect, poziționăm mașina paralel cu carosabilul sau cu bordura, ne asigurăm că în spate să fie liber, poziționăm volanul în poziție inițială, adică cu roțile drepte, și începem deplasarea în spate fără a roti volanul. Dacă e nevoie, privim în oglinzi și corectăm direcția mașinii prin rotirea volanului, în direcția în care dorim să se deplaseze mașina. Dacă apar obstacole, le așteptăm sau le acordăm prioritate. Când am ajuns la cei 20 de metri, oprim și așteptăm următoarea comandă de la examinator. Ce semnalizăm la deplasarea cu spatele? Vedem adesea mulți conducători sau chiar și instructori care pornesc luminile de avarie când merg cu spatele. În momentul în care ducem maneta schimbătorului în marș arier, mașina semnalizează automat prin aprinderea unei lumini de culoare albă care este situată în spatele mașinii. Deci nu este nevoie, sau mai bine zis, este interzis
să facem o altfel de semnalizare prin luminile de avarie. Într-adevăr, semnalizarea cu luminile de avarie ar duce în eroare pe ceilalți participanți la trafic. Aceasta fiind de fapt o practică mai veche, în care mașinile produse până prin anii 60 nu aveau acea semnalizare cu lumina albă și atunci mersul înapoi se semnaliza prin luminile de avarie. Însă odată cu introducerea acestei lumini de culoare albă, această semnalizare nu mai este necesară și este chiar interzisă la examene. Sperăm că v-a fost de folos acest video, vă dorim succes la examene și vă rugăm să ne apreciați munca cu un like.